Ei, salut tuturor și bine v-am găsit la un episod. Astăzi mi-a mai venit încă un pachet. Trebuie să vină încă două pachete și gata, au venit toate lucrurile pe care le-am comandat. Abar n-am ce se află în acest pachet, haideți să aflăm împreună. Desigur că voi deja știți din titlu, dar eu nu am titlu acum să văd ce e în pachetul acesta. Așa că o să rămână să îl deschidem. Vedem că pe aici nu-i nimica, doar dacă e la poștă, pe acolo. Scoatem acest elastic și îl punem pe harbuz. Glumesc. Așa deschide pachetul ăsta. Așa frumos. Bă, dar ce pachete pun ăștia? Ha? Am venit mouse-ul de gaming. Easy peasy. Dar ce arată așa? Ai, Motospeed. I-am comandat un mouse de gaming Motospeed V30, după cum puteți vedea. E un mouse de gaming, uitați, puteți... are două butoane aici. Chiar speram să aibă butoanele astea, că dacă ai așa butoane, le poți folosi foarte ușor în CS, de exemplu, să schimbi arma sau să vorbești la microfon. Dar să vorbești eu numai decât asta, să folosesc, să vorbesc la microfon. Are 3500 CPI, CPI, nu DPI, lol, game chip, Omron Switch, nu știu ce, și Optical Engine. Mouse-ul ăsta costă $20, în caz că întrebați. RGB Backlight Gaming Mouse, uite, are și RGB, arată destul de fine. Arată destul de fine în comparație cu mouse-ul meu de $3 pe care l-am acum. Era cu jufel, vă arăt mouse-ul pe care l-am eu acum. Uitați-l. Ăsta e mouse-ul pe care l-am acum. Ăsta m-a costat la $3. Are aici buton de DPI și deja luminează el așa. Dar e foarte ușor, n-are greutate, nimica. Ăsta e mouse-ul de $3. Ăsta deja e mouse-ul de $20. Mi-am comandat un mouse pentru că ăsta de $3 deja nu mai dă click. Ați observat poate asta și pe live-urile mele și pe episoade și oriunde, că stau și mă plâng că bă, nu dă click mouse-ul ăsta și mă enervează și din cauza lui pierd. Și 500 Hz, 2ms response time, adică în 2 milisecunde răspunde, nu știu ce, 2G acceleration, 3500 DPI, asta e DPI, dar nu că aici scrie DPI, de aici CPI. În orice caz nu contează. Gaming grade scroll wheel. Bă, așa e fain că a venit mouse-ul, în sfârșit am mouse-ul și tastatura și o să pot pune în calculator, în sfârșit să le folosesc easy peasy. Că așteptam mouse-ul ăsta, nu m-am folosit de tastatură încă, stă pe pian, pianul lui Sormea. Așteptam mouse-ul să vină că să-i conectez pe ambele și să mă joc cum ar trebui să mă joc în fiecare zi. Așa, aici deja ajustable DPI key, adică buton de DPI, gaming grade scroll wheel, adică asta de scroll, Omron gaming switches, 50 milion clicks. Ah, uite, mouse-ul ține 50 milioane de clicuri, cred că mouse-ul meu deja... Bă, dar să vă spun ceva, așa un lucru interesant despre mouse-ul ăsta de $3. L-am comandat odată cu tastatura. Tastatura mea e vreo $10 asta pe care am acum, Motospeed K70, sau, dar nu e K70. În orice caz tot e Motospeed. L-am comandat mouse-ul ăsta pentru că e primul mouse pe care l-am văzut și n-am stat să caut mai mult. Am văzut că e așa mai bun ușor și l-am luat. Deja nu știu cât o să reziste sau așa și așa mai departe. Poate ați în comentarii să spuneți că bă, trebuia să iei ceva Red Dragon sau Steel City sau așa mai departe. De eu mi-au ceva mai ieftin, care poate fi bun, știți? Nu tot ce ieftin poate fi rău, dar nu tot ce ieftin poate fi bun, ca să înțelegeți. Și aici deja depinde de producător, depinde de vânzătorul de care ai dat și așa mai departe. Și mouse-ul ăsta de $3 cu tastatura mea de $14, 10, cam așa, m-au ținut un an jumate. M-au ținut de când e canalul acesta, de când am făcut canalul acesta, de atunci mă folosesc cu astea două. Și uite că până în ziua de azi m-a ținut și deja de mult le schimb. Tastatura mă ține, mouse-ul deja nu mă ține, dar mai bine schimb deja și tastatura și mouse-ul decât să schimb doar mouse-ul și tastatura să rămână aceeași. Pentru că deja nu-mi place cum arată, luminițele sunt foarte slăbuțe, poate ați observat asta și e membran, vreau să încerc ceva cu mecanic. Și de-aia mi-am luat tastatura mea aia pe care am luat-o. Aici e deja tot chestia asta în chineză care despre producător unde nu scrie nimic. Uite și cablu, frate, uite și cablu. Vă arăt cablu care are mouse-ul ăsta acum. O să râdeți de mine. Ia uitați-vă diferența. Uitați mouse-ul ăsta, uite și subțire. Și uite cablul ăsta.
Și încă ăsta e așa, nu știu cum, parcă e un material, ceva fibră. E așa, diferit. What the fuck? E fix ca la tastatură, tot așa e de gros. Bă, mouse-ul ăsta de 3 dolari mi-a venit doar într-un pachet, ca într-un așa pachet. Nici nu a venit în cutie, ca să înțelegeți. Ăsta a venit în cutie, frumos. Asta l-am deschis invers, lol. Uite, ăsta e foarte lung, are de ăsta, și uitați ce USB gros, mama mia. Bă, dar pe USB nici nu trebuie să te temi ca să strici sau nu. E foarte fain. Dar e gigantic mouse-ul ăsta. Dar îmi place logo la Motospeed, îmi place tigrul ăsta. Bă, cred că azi devin fan Motospeed. Că îmi place logo-ul lor. Și tastatura credeam că a strici Rebli. Credeam că eu mi-am cumpărat ceva din China atunci și credeam că a strici Rebli, știi? Mi l-am cumpărat ocazional, dar văd că m-a ținut foarte mult. Bă, ăsta e mai greu. Ăsta e mult mai greu decât mouse pe care l-am acum și e mult mai mare. Aleu, uite butonul de DPI și mare. E, și vorbești, uite scroll-ul și mare. Doamne ferești, uitați, dă să vedem dacă e aceeași mărime. Dar nu, că ăsta e mai mare parcă. Sau e aceeași mărime. Nu, ia uite, mărimea e diferită, ia. Stai că ăsta stă mai sus, nu stă la același nivel. Uitați-vă, se vede diferența. Și ăsta e așa mai moale. Mai, nici nu știu cum să vă spun, știți? E negru mat, cam ceva de genul acesta. Materialul e așa fin. Aici e că e plastic și doar plastic. Dar ăsta e așa fin, e fain. E, și vorbește ei. Ați combine foarte bine cu tastatura mea. Ai, vedeți, îmi place logo-ul lor. Tigrul ăsta așa e fain. Mie îmi place. Păi pot să vă spun. Deja o să rămân să-l testez. Să vedem cât timp rezistă. Dar a trebuit să reziste ceva timp. Dacă nu o să-l violez în ce seca și pe ăsta. Dar în orice caz, deja e frumușel. Mai ales îl mai pun în calculator și o să aprindă și LED-urile astea și o să fie perfect. Dacă să lumineze LED-urile astea tare, e perfect, perfect. Și cam asta a fost mouse-ul meu de gaming care mi-a venit. Mai trebuie să vină încă două obiecte deja. Acolo deja știu ce o să fie. O să vedeți și voi. Și cam asta a fost mouse-ul. Mie deja îmi place cum arată și îmi place tot. Deja rămâne să vedem cu timpul, dacă rezistă sau nu. Eca, teflon mat. Eca, super wear resistance teflon mat. Cred că e chestia asta, mat. Da, e negru mat asta. Și așa, moale. Anti-skid lever texture, texture design. Lever, texture design. M-am urdărit de engleză la gură, ok. Fraților, cam ăsta a fost unboxing-ul. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut. Dacă este așa, dați puteți un like, să vă abonați, dați vă așa că mă ajută enorm de mult. Iar noi ne vedem deja data viitoare cu un alt episod. Pa, pa, pe toți! Pa, pa!